În secțiile de votare a fost încălcată legea frecventă, acuză mai mulți foști candidați PNL la funcții de primar. Ei au arătat că și în perioada campaniei electorale, dar și în ziua alegerilor, adversarii lor au recurs la amenințări și intimidări. Nu mi-am imaginat că o caracatiță atât de bine pusă la punct, o structură atât de bine pusă la punct, să denigreze un om în așa hal cum am fost eu denigrat în ziua alegerilor. Și ca exemplu, la ora 10 dimineața, o persoană din satul Căminească a sunat la 112, denigrându-mă, spunând că am bătut-o pe ea, am bătut un copil, ceea ce sistemul a fost foarte bine pus la punct de către candidatul meu de la PSD. Timp de un sfert de oră a știut toată comuna că eu am bătut pe cineva. Fals, n-am bătut pe nimeni, nu am înjurat pe nimeni, ceea ce s-a și constatat ulterior. Am tot încercat să-i spun președintelui de secție de votare de la Letca Nouă că nu trebuie să facem altceva nici noi, nici ei, decât să respectăm legea. Au fost așa de bine susținuți, așa de bine instruiți, încât au putut de la prima oră să dea cu pumnul în masă să zică pentru noi nu există lege, nu există niciun articol, eu sunt suveran, eu fac ce vreau în secția de votare. Lucrurile au fost foarte bine puse la punct înainte cu o zi să înceapă votarea. Li s-au spus primul lucru dimineața, oamenii lui Flori Moescu trebuie aduși cu japca, între ghilimele, exact asta a fost expresia dumnealui, și să voteze cu noi. Lucru care s-a și întâmplat. Toți candidații noștri, atât la funcția de primar, cât și la funcțiile de consilier local din Comuna Valea Dragului, au fost amenințați în nenumărate rânduri. S-a încercat determinarea schimbării opțiunii în sensul de a trece de la PNL la o altă opțiune, mai precis la PSD. În legătură cu aceste aspecte, reprezentanții PNL au declarat că vor fi discutate cu membrii conducerii centrale. Liberalii intenționează să se adreseze pe această temă primului ministru și ministrului administrației și internelor.